CSM Suceava a revenit în prima ligă după o pauză de 11 ani. Formația antrenată de Tudor Orășanu a obținut dreptul de a participa în viitorul sezon al Diviziei A1 după ce a ocupat locul secund la turneul de promovare. Am avut o discuție cu stafful echipei de volei de la Suceava. Au și nevoie de sprijin financiar. Vom intra în data de 26 mai, când avem ședință de Consiliu Local, cu o sumă de 500.000 de lei pentru volei. Așa cum am dat 500.000 de lei la rugby, dăm și 500.000 de lei la volei. Este o realitate, primăria municipiului Suceava, eu personal, dacă vreți, de 18 ani, sprijinim toate activitățile sportive din municipiul Suceava.